Deci venim să dăm drumul la regine. Bună și pace la toată lumea. Să începem cu lucrarea. O să vă întrebați de ce zic pace la toată lumea. Păi, în lumea asta de pace avem nevoie. Toată lumea să fie îngăduitoare, unul cu altul. Dar așa mergem înainte. Deci ce pot să spun? Din cauza că am văzut atâta răzbunare între apicultori, nu contează, tu cei care te uiți acum la mine, să ai pace și lăsați și la comentariu dacă se poate acest cuvânt, pace la toată lumea. Bun, astăzi dăm drumul la niște măscuțe, trebuia de ieri, dar din cauza că am avut o grămadă de lucrări de făcut. De fapt, multe lucrări am avut de făcut și a trebuit de urgență să iau la mine toată supina, fiindcă nu înțelegeam de ce tot roiesc. Adică, dacă roia unul, înțelegeam, dar au început să roiască grămadă așa. Am priceput eu până la urmă ce se întâmplă, dar am întârziat. Bun. Acum să vedem de făcut. Știm că avem de dat drumul la regine, la mătuțe, ca să populăm acești nuclei. Crește făguraș aici, înseamnă că regina este acceptată. Cam asta este. Eu totuși voi verifica fiecare ramă, ce făguraș nu s-au construit aici. Aici voi veni și cu o foaie după ce dau drumul la marcă. Am adus culada cu portul să băgăm câte o ramă. Bun, acum să scot mătuța aceasta de aici. I-am dat urtă, ea este aici, totul e în regulă, e marcată. Acum să vă arăt ce au făcut pe rame. Fiindcă am lăsat distanțat și am zis, când o acceptă pe mască, crește fagul. Faguri. Acum caut să văd dacă are botă. Aici avem multă miere. Ia să dăm un pic cu puncte. Sunt sete strate fără mască. Să liniștim un pic așa. Deci voi da drumul la mărci. Foarte simplu. Foarte multă miere anul acesta față de, mă refer la mine în zonă, nu vă gândiți că mă generalizez.
Aici la mine este o situație din asta, mă duc să aduc o foaie dacă se poate. Eu am clădit mai multe foi anul trecut cu astfel de nuclei decât cu familiile. Familiile, dacă intră în friguri, ele nu mai culeg, nu mai fac nimic. Iată așa. Îi punem masca și gata. Masca marcată frumos. Îi rupem sigilul. Când rupeți sigilul, să o faceți în așa fel ca în caz că mai aveți nevoie să puteți să o prindeți cu scoci. Punem aici și se vor descurca ele. Bun. Aici așa. Aici invers, ca să aibă loc. Da. Perfect. Trecem și la a doua, îi dăm drumul. Mă uit dacă construiește un pic de făguraș. Nu văd așa tentație mare de a construi un făguraș, dar am îmbrăcat aici, și atunci a despartez pe a doua rame. Iată, în aceste nuclee, ce de albine este. Vreau să specific aceste regine, au stat mai mult în colivii, au vreo 2 săptămâni deja, dar albina le dorește foarte tare, deci aici e o altă diferență aici când vezi cât de bine reacționează albina pe colivie. Bine, acest lucru o să-l fiecare apicultor îl însușește în timp. Deci nu dintr-o dată, așa în timp. Pun tot așa deasupra. Am terminat. Da. Sunt întregine împerecheate, deci un lucru foarte bun. Aici
Aici avem pe al treilea. Și aici avem drumul la Regina. Te uiți un pic la albine, vezi, e reacția albine. Vor să-i dea drumul cât mai repede. Dar asta după câteva zile bune, adică vreo 4 zile. Aici vor trebui ele să decide încă un pic până poate să o elibereze. Bun. Deci aici avem 3 unități biologice. 3 unități biologice avem aici, pe care le putem folosi oriunde în stupină de acum încolo, în funcție de nevoi. Vom trece mai departe la un alt suc, unde și acolo tot același lucru trebuie să fac, să dau drumul la Regina. Bun. Cam atâta pe ziua de azi. Vedeți acea diafragmă de albine, o să trebuiască să o las, fiindcă ea vine oricum înapoi. Deci până la următorul film, numai bine!